Morni, așa arată fața la doi oameni. Acum a zis Dumnezeu, odihniți-vă. Stai că vedeți și pe vrutimea. Odihniți-vă. Că și eu m-am odihnit și am dormit amândoi, dar am rupt. Am dormit de... fix cât să ne... să ne simțim bine și să ne simțim odihniți. Ia zi-mă. Neața. Mama are un stil de dormit ăsta la fel. Așa. Deep. Ia-ți telefonul de jos. Și acum mergem și le luăm și noi o țigărușă. Scoatem betele, că o lansetă e maxim jos swingerul. La una e aproape lipită un... na. Probabil că sigur agățate două, una sau două, mergem să luăm o cafea. Joi, deci noi am ajuns marți seară, na, punem și noi ziua 1, ieri ziua 2, azi e ziua 3. Din păcate, dinspre ziua 2 spre ziua 3, noi am adormit muci pe nas, că eu am dormit vreo 3 ore, Vlăduțul 2 ore, nu s-a odihnit. Și când ne-am băgat amândoi pe cort, a sărit cortul ăla în sus, a zburat în aer. La sfărăiri și am dormit tare și am trezit la 10 și ceva. Și bineînțeles că lăinai cu coană mare, însă am nădit, am învățat ceva de ziua de ieri. Am nădit cu talună tigrată și cu porumb fermentat. Am avut prezentări la bilă. Știm că merge pe bilă și am mers pe zi pe bilă. Acum, pentru că suntem leneși, încercăm o chestie nouă. Și v-am zis că avem de la începutul vlogului, că avem de încercat ceva. Hai să vedem împreună cu voi ce mi-a pus băiatul ăsta aici. Fratele meu de la recepția de la Tâncăvești, pe nume Dănuțu, ne-a dat 10 baguri. Iar dacă vă place, dacă vă place și vouă cum arată, cum se simte, cum se comportă și vreți să vă luați și voi, o să vă las în descriere Instagramul lui unde îl găsiți, da? În descrierea acestui vlog. Ia să vedem, tată. Ce, oi, aia e sigilată, mă ușor cu voi în real time. A pus cu pelete frumos. Bă, ce interesant arată. Hai să vedem. Deci, avem un felul următor. 1, 2, 3, 4, 5. Pe cutiuța asta 5 baguri. O să scoatem și noi 3 bucatelos. Ok, 3 bucăți. Îmi place cum vine ambalat așa. 2, 3 și astea cred că putem să le folosesc la refil. Cred că ăsta e și scopul lor, de fapt. Băgăm și noi 3 și o să facem o chestie. Le pregătim. Și cred că mergem să halim o să ceva, pentru că am mâncat numai grătar și m-a spart un bust, ești nebun, ieri grătar, azi grătar. Acum mai mănânc de seara grătar, deși mai avem de grătar. Să vedem ce se întâmplă astăzi. Mamă, ce frumos e tricolul ăsta, să mă răzice. Și plus să-l găsiți pe conacu.shop, tot în descriere. Hai să schimbăm și noi toate bateriile, să băgăm la încărcat, că ne așteaptă o zi plină. Suntem în ziua 3, în care încercăm să ne batem recordul. A intrat tenul, deci am făcut selecția de pește. Însă, din păcate pentru noi, Vlăduț, scoate și aia de somn. Din păcate pentru noi, n-am putut să-l selectăm pe ăla mai mare. Am dat și cu un snowman, primul nostru snowman. Hai să sperăm că de data asta intră astăzi. Am pus bagurile. Avem bagurile pe ele. Să vă și arătăm. Da. Ați primul bag, al doilea bag, al treilea bag. Și mai să le aruncăm, de data asta nu o să mai dau în dreapta, o să le dau fix cum le vedeți, așa. Ciuf, ciuf, ciuf. Astăzi cred că o să fie ziua begurilor, să vedem cum se prinde. Mai am eu 6 plumbi, mai am begurile alea de azi noapte făcute și o să pregătesc 6 beguri noi pe altă dată. Mergem la recepție să luăm dată, bem și o cafeluță în plus, sperăm că vom avea activitate. Am dat drumul.
Bă. Bă, ești nebun. Mamă, să moară Gigi. Dublu drill. Răduț, pun-o de ansamblu, uite-te la ea și hai să facem drill. Da. Mamă. Ha. Ia, vină cu ce? Stai așa. Asta e a da, mai, ia-o pe asta. Fac deci. Mamă, stai acolo și mulinezi ușor, da? Stai așa să văd unde se duce. Vino și fă-și tu la fel ca mine, uite așa. Dai vârf acolo, mulinează, că tu nu-l ții în tensiune. Bă, stai mărici la mine. Să știe. Ori le-am agățat. Păi țin-o cum ți-am zis eu sus. La mine nu se simte că pleacă. Nu, păi vine încoace înseamnă. Hai, mulinează. Să fii tensionat. Bă, vezi că e mare la mine. Am oară măsă. Ori le-am agățat. Nu cred. Tu mai simți? Ia, mulinează și tu un pic în sus și trage în el. Simți că ai ceva în el? Panara, mă, domn. Stai așa, stai așa. Fă iar, uite-te pe fir să nu se bage peste aia. Cred că suntem amândoi în același, bă. Nu iau. Păi da, dar nu-l mai lăsa, lasă-i vârful jos ăsta și dă-i constant. Păi da, dar intră pe țara. Păi dacă ești peste ea, vezi? Da. Du-te în partea altă, hai. Și tragi în partea altă și lași vârful spre stânga acum. Ia stai așa. Și eu tot la fel sunt. Ia. Ia lasă vârful ca meu. Ia dă-o un pic, Răduț. Da mai pește nea, uite, așa trebuie să faci. Mamă. Mai să avem același pește. Posibil să le fi aruncat pe amândouă. Le-a agățat. Nu. Da, mă, da, mă, hai mă, 10 kg ăla, hai. Ia stai. Tu poți să-l lași. Tu stai acolo. Da. Dar ține-l în sus, nu mai țin jos. Și lași pe el să ia fir dacă e. Mulinează un pic. Trebuie să-mi iau miciogul singur. Da, vezi că nu te vede pe cameră nimic. Ce? E acolo. N-are nimica. Am eu GoPro pe mine, ok. Mamă! Hai de bătat. Să-mi salveze begurile astea partida, mă. Doamne. Uite, te uiți și la firul meu un pic, vezi? Da. Ia vezi, mă, crap. Da. Bă, nu e ten, dar e crap. Două drilluri, unul după altul, frate. Țin-o pe asta și mulinezi ușor. Da, da. Că-l scot eu pe ăsta acum și mă apuc și de aia altă. Crăpcan, nu e mare, mare? L-am luat pe primul. Stai așa. Aia e prima care a tras. Trebuie să-l duc la... La saltea de primire. Ui. Hai să-l las aici repede. Să te ajut și pe tine. Da, mă, da. Te cred că te-ai înțepat. Te-ai înțepat, știu. Unu. Îl lăsăm aici. Ia-mi miciocul. Haide. Ține-l micioc. Nu mai are nimic asta. Full. Da? Ba da. Ba da, ba da. Ba da. Tot ten. Da. Asta e ten. Doi pești, mă, direct. Doi pești, mă, direct. Am intrat pe ele, gata.
Hai. Iară. Și când îi dau eu apa așa? Da. Hai, 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 că ai loc. Așa, l-ai făcut așa, da. Așa. Da, bă, da. Ia telefonul meu, deconectează-l de la boxă, de drum, pe filmare normal. Portret. Zum, a plecat. Ia, 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 ia. Oh, bă, da, nu prea vreau să-i pun. Să-i țin pe amândoi, sincer. Ia stai așa. Vino cu aici. Punem crapul deoparte, că ne focusăm pe tent. Ce zic? Ia vino crapul cu aici. Ce clăpșcam frumos. Că nu e bine să-i bași pe amândoi la tenul și cu ăla. O dată. Lăsăm pe ăsta aici. Și acum ne ocupăm de ten. Că asta ne interesează. Mai mare, mă. Pe lângă că am făcut dublu drill. Trebuie să lăsăm minciocul aici. Oi, 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 oi. Uite-l mă la 12 ziua ce mi-intră, mă. No! Da, tată, da. Stai, mă. Uite, mă, ce mi-intră, mă. Mamă, ce nărăvașe. Dar tot nu sare de 8 kg. Îi dăm o găleată de apă, îl băgăm la cântărire și ne ocupăm de crap. Mamă, ce activitate avem. Așa. Zero apă, oricum. Știe deja lumea cât are slingul. Vedea de la cântar? Așa, 43 minus slingul 5,5 spre 6. Nu vrea mă să sară, mă. Hai să le liberăm pe ăsta. Dar poți să-i dai eu cu ruși de aici? Ia stai așa. Nici o șansă. Băi, inversat. Pentru nos cu spatele, a dus primul. Făcea pe spate. Da. Hai să vedem și crapul ăsta. Doar că ăsta cred că ajunge la mămica mea acasă. M-am hotărât, gata. Ce guriță frumos ai. Uite, bă, guriță în el, bă. Cântar on? Da. Cântar on. Este on cântarul? Hai că e on. Cinci chile jumate. Din minus 2, 3 kg jumate. E ok. Doar că ăsta, v-am spus, ajunge la El Mamasa. Frumos cap, sincer. Îmi place cum arată coloritul. Nici nu e foarte, foarte bolnav. Bătut. Băgăm aici. Începem să oprim și crapul pentru că nu știm dacă ne mai intră și vrem să luăm și acasă să-l plătim. Așa că luăm și crapul. Da, mă, da. Bă, vezi că băiatul ăsta ce mi-a dat a fost bun, ești nebun. Două dintr-un foc. Două dintr-un foc. Am așteptat. Două la și mai avem? Mai băgăm două, nu?
Uite, da. Asta a fost rețeta câștigătoare. Doar că unul s-a stricat. În ce am văzut. Let's go. Meu, dacă s-a potrivit așa ceva, oprește și mie muzică. Mamă, e prima oară când aleargă în două zile băiatul ăsta. M-a spart. Fii bă un 8 plus, bă, fii bă un 8 plus, că mă sparge cap. Vezi că am o daie acolo, ca să și să o luăm o scoică. Imediat. E dată drumul? 2-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 
Intra pe patul de nadă pe ea, am nădit degeaba. Ai, se duce în asta, mă. Se duce în aia altă și nu vreau să o meagați. Hai, tatu. S-a băgat sub aia, văzut? Bă, ce mă doare mâna de la spumburi de alea, bă, Vlade, bă. Păi da. Încerc să-l ghidez așa ușor spre mine. Și e în piză, l-a dus și pe sub alea la alte. Ia să vedem ce avem, crap sau ten. Na. Crap. A, ce mă, iar mă, crap mic, mă. Mai așa mic, da. Normal că te-ai înfiuletat aici, păi da?
Ia o cigăsoar, mă. A, nu vin, mă, ia mare, mă, toată. Trei chile ce are asta. 5,30 kg minus 2, 3,20 kg. Asta-l bag la sacul de păstrare. Vreau că se duce să lucrași pe ele. Asta le culc, mi-l iau. Le culc urmă, că doar poți să le așa acolo unde le-am avut. Copilul meu, te-ai dus să te caci? Trage de ea, da? Dă din cap? Nu ți-a spus că dacă dă din cap e mic? Ieri, e regulă, dacă dă din cap e mic. Adică faci așa? Da. Păi n-a dat din cap, deocamdată mi-a dat doar... Nu știu, vine greu, se lasă greu. E mașalier. El trage înapoi, eu trag înainte. Eu sper să fie ten, că m-am săturat de cap. Am luat deja 2 unul pe altul, nu mai vreau. Dar tu știi ce ură fac tenii la mine? Lasă cacă să... S-a băgat să caci. Am învățat să baricadeze ușa aia, că intra lumea peste el. Și acum să cacă... Am învățat la spinning să bag acolo, la 3 dimineața îl vezi acolo. Ieși din corp ce... Da, la spinning. A luat ceva? Nimic. El tot dă. Hai, flăcăule. Eu am văzut aici. Unde ai fost, baba mea? Ai fost la baie? Te-ai căcat frumoasă? De ce crezi? Dacă mă enervez, îl iau și pe ăsta. Îl bag la sacul de păstrare. Mai dau drumul la cameră? Păi, pentru ce să mai dai drumul la cameră? Păi nu am eu pasat pe mine. Am văzut că nu mai ai baterie pe cameră. Stai că schimb eu bateriile acum. Haide mă, că ai 3 kg și nici 3 kg n-ai. Îl iei și tu și îl bagi la ăsta, da? Ia ține ce. Ce-a făcut ăsta? L-a lansat în apă jos. Nu știu, când e, când mănâncă. Stai să-mi dau ăsta. Adunate, le facem chilele pe care ne le-am dorit, dar nu prea să vrea la recordul ăla. 4 chile. Minus string, 2 chile. Hai să vă dau să vedeți și voi, că nu se ciordește. Hai să îl băgăm la sac, că ăsta ajunge la mamaia mea, Chiva. Ia băiatul meu, bagă-l acolo și dă-mi lanseta încoa. Lasă cu el. Și să schimb bateria la cameră, dacă nu mai avem. Ai grijă la ta. Bă, de cât am aruncat-o, mă, de 10 minute? Așa sunt salgații care au gătătură mult acolo.
este ceasul? Șase jumate, am luat pește la 6. Pește la 6 jumate. Bun, ok. 30 de minute. Ce de acum să fac, mă uitam la cameră. Da, a dat din cap, e mic. Vezi, ce ține, crap. Tot 3 kg. Nici 3 kg n-are, nici nemun 2 kg, mai mic de 2 kg. Ceata, am atât de mulți nervi încât pe ăsta nu mai cântăresc, îl punem by default un kil jumate. Uitați și voi la ce intrat. Deci montura asta pe care o fac eu pe Vicar. Uite, nici nu s-a topit bine asta, fiți atenți aici, frate. Deci nu s-a topit bine asta la bag. Uite. Am avut trăsătură la ea, dar m-am aruncat-o iar. Bă, cred că e prima oară când obosesc la pescuit pe bune. Cerca chestia, am făcut chestia, am făcut un berg. Mamă! Mamă, blăduț! Du! E la vila aia mea. Vă zici că e agățat, mă? Nu știu că e agățat, să moară, mă. Da, sunt că cred că e agățat. Asta așa. Cred că s-a agățat, mă, frate. Ce frumos a tras de ea, bă. Fier, nu știu de ce face fierul așa. O să vă zic eu ce am făcut. Ia uitați-vă, mă. Na, mă, na. Ce, mă, nu poți să tragi? Fii atent, nu-i mai da mult fier tu. Dacă merge să tragi, lasă-l să zi. Stai că se bagă în alea pe acolo. Mamă! Ce oglindă frumoasă! Ce oglindă frumoasă, mă, tată! Poți să-mi dai și mie micioc un pic? Măcar nu mai e ciortana 3 kg, ești nebun? Măcar nu mai e ciortana 3 kg. Că m-a spart ciortanul. Dacă zic la ce l-am băgat pe ăsta, la ce l iau, nebunește. Te doare capul. Și e dublu drill, iar. Ușor rotat. Molinează, scoate afară. Da, mă, da, mă! Nu, frate, nu. Copilul ăsta al meu trebuia să mă ajute, dar nu mă mai înțeleg cu el. Am prins tupeu să mă arăt și gata. Ce am făcut cu ăsta? M-am enervat, am luat un bag, am tăiat boile sudele de 20 mari, multe mici,
Și în loc de, de bec normal am băgat direct plumb cu puterea de 20. L-am aruncat. Ce să-i zic? Vrei să fac poze? O, că faci asta, micu, e ok. Sigur? Poate? Da, frate, mi-e, dar stai niște. Bă, tată. A venit momentul. Ce drăguțenie, mă, tată, bă. Ce drăguțenie, dă să-i dau niște apă. Că e mai mare, bă. Ia zi, mă. Ia zi, mă, băiatule, mă. Ia zi, mă, tăticule. Ia zi, mă. Da, mai dă 10. A prins? Da. Vino de aici. Ce, mă? Du-te, bă, cu 7,6 kg. Du-te, bă, că s-a futut cântarul, mă, ești nebun la cap. Bă, cum stai, bă, stai, mă, 7,5 kg? 7 kg jumate cu minus link, 5 kg jumate. Mă ia capul, bă. Nu înțeleg ce se întâmplă, frate. Păi nu că pare că se simte mai mare. Și nu se întâmplă, să fie slingul prost pus. 7 kg jumate, adică 5 kg jumate minus link. Mie nu-mi pare ăsta pește de 5 kg, neam. Dar nici mai mare nu pare. Ce fac, mă, cu tine, bă? Că am zis că sari în 10 kg, bă, băiatule, bă. Păi înseamnă că dacă mie 6 kg ăsta aproape mi-a făcut așa, înseamnă că era 15 kg rubățul. Încerci momeli, dai cu boilesuri, faci dragi legi. Dar și când vine ăsta, și când vine ăsta, îl iubești, ce ți-i faci? Ziguriță. Da, tata, știu că te doare, dar e pentru binele tău. Am entuziasmat degeaba cum ar veni. Hai, tati. Hai să vă zic și la ce l-am prins. M-am enervat. Și într-un bag. Într-un bag am băgat vreo 6-7 bile, boile solubile, tăiate în 4. În mijloc, aceeași montură ca de bag, doar că în loc de praf am pus bile solubile și am aruncat-o. Și oricum urmează, dați-mă ce vă zic eu, să nădesc mai cate, mai încoace. Nădesc mai încoace, mă clipsez mai încoace, nu mă mai duc departe. Pentru că vine seara, bă, nu mai ține bine asta. Ziua 3, practic. Pentru că vine seara, mă pregătesc să dau cu spombul și la spomb vreau să bag de asta împuțit, să fac un pat din ăla, să mai vină peștii la mine și vreau să dau, fii atenți, e un copac cu până, deci copacul ăla foarte verde deschis, acolo dădeam eu. În copacul ăla verde, nu știu dacă se vede bine. Până în copacul ăla e un mega copac, dar are tulpina așa, fără frunze prea multe, de vezi tulpina. E, fix pe copacul ăsta vreau să dau. Aici cred că sunt 50-60 de metri, pentru că vreau să pescuiesc mai jos, nu mai sus. Mă apuc să dau niște spomburi acum. E, un mini spombul ăsta.
water near us. Vrăduț? Mai e cu aia, mai e, nu? Ce? Păi nu, vreau să termin, ca să... să ne mișcăm cu spombul, că nu o să pot singur. Și o să stau, să pun, mă șterg, mă pun, mă șterg, așa stai tu pe scăunel acolo și îmi pui spomburile. Și ne mișcăm repede. Bun. Și o să dăm scurt de aici. Exact acolo. Pe copac, vedeți? Exact acolo vreau să dau. Poți să o lași un pic, hai să mă ajut la asta. Ia scăunelul ăla cu tine. Vreau să vă zic că e 10:30 noaptea și am avut o situație de urgență. Am aplicat varianta n-am ce face. M-am zis la WC-ul un sfert, 2 ore, 20 de minute am stat și am observat că n-am hârtie la final. Am făcut și o manevră de urgență. Ce să facem? Sper să prind pește. Deci vreau să vă zic că suntem în joi spre vineri, ora 3 și ceva dimineața. Și eu stau cu ai mei aici, că ce să facem? Ia uite pe ai mei. Bă, și în seara asta n-am luat nimic ca bobeți. Nimic, tată, nimic. Vrădus s-a dus la baie, hai că mă văd. Vrădus s-a dus la baie, s-a căcat pe el, nu mai poate. S-a speriat pe acolo, a zis că le atacă urșii. Și noi, pe live, ce să facem altceva? Respect Kendama, fără pește. Ai, e boasă! Oricum e ciortan, stai liniștit, că nu intră mare, că e pe beg, e pe begul ăla din dreapta, dat de mine. Ai zis da? Bun, și tu. Păi da, mie că fii atent, că s-a băgat peste asta la altă din stânga. Să vezi cum țiu asta acum, în 20 secunde. Sau l-am scos de acolo, nu? Da, ce ciortănel! Da, a luat fir. Op. A treia zi, noaptea, 3 dimineața, primul pește pe noaptea asta. Ceva ciortănel nebun. Ei, frâna că nu merge altfel. Poți să-mi scoți telefonul dintre piept dacă vrei să le arăți lor. Și întorci tu camera. Trebuie să stau așa că s-a băgat sub astea. De-aia nu-mi plac begurile astea, că mă rupe ciortan aici, nebun. A, mă, vină încoace. La intercepție! Gol elicopterul! Ah.
o zi pierd, două câștig. N-are nimic. N-are nimic. Ia să-mi faceți și mie un screenshot cu peștele ăsta, mă. Să-mi dați tag pe Instagram. Să vă trag follow-ul. Vă bag acolo follow-ul. Ăsta trecem la fel pentru domnul vlog. Stai, mă, tată. Pune mâna pe ochianul ca să nu mai facă urât. Ăsta pentru vlog. Îl trecem la 3 kg ca tare. Ca să nu mai stau cu slingul să-l cântăresc chiar pentru ce facem noi pe vlog. Ia uite-l, mă. Uite-l, mă, ce frumușel. Na. Da, nu vrei să stai neam. Ia uite-l ce frumos. Vlăduț al meu doarme. E aproape 4 dimineața. Iar eu am un drill. Let's go. Unde te duci tu, mă, animalule, mă? Problema e că nu vreau să ducă peste alealte. Și s-a dus, cred. A dus peste asta din stânga, da. Ia stai așa, să facem o combinație. Ce, mă, ten? Ten, dar nu e prins bine, cred. Micuț. Ia uite-l pe domnul tenu. Un pui de ten, tată. Așa, am luat miciocul. Să pot să-l scoci eu pe băiatul ăsta. Gata, băi, unde te duci? Hai, vino înapoi. E pe mal. Da, bă, da. Mamă, cu o mână trag, cu o mână scot. Bă, nu mai e așa mic. Nu mai e așa micuț. Ce faci, bă, Gigi? Ai venit aici și apă mare? O, fătu-te în gură, fane. Da, mă, da. Ia să vedem ce zice, mă, la begul ăla din mijloc. Ia uite-l, mă, că a ieșit din gură. Na. Ce bătăios, bă, băiatul, bă. Stai, mă, să te scot din ăsta. Are numai muci. Hai să mă mici repede, că sunt singur rău. Și să-l bag și o să-l cântăresc și-l băgăm mâna pe aici, așa, imediat. Uite! Deci, 1,85 slingul, mă rog, am zis slingul că-l pune la 2 kg. Și ăsta are... Bă. Și ăsta are 5,77. Deci minus 2 kg. Aproape 4 kg. Uite, mă, cum, bă, eu cred că nu merge cântarul la bine, mă, în cavajul. Mie ăsta nu mi se pare, mă, 4 kg, da, mă rog. Doamne, cât de caldă e apa aici, nebun. Ia vino cu aceea, o să te dăm cu roșii. Haide, te facem frumos ca și Cosmina. Mamă, fătu-te în gură, fane. Stai să te dau cu roșii sau nu? Adi. Adi, băiete. Hai. Hai. Du-te după Dumnezeu. Opa. Ia uite-l, s-a plecat. Zoom. Bă, e 5 și un pic dimineața, ne-am băgat în cort, nici nu-mi chidem bine ochii. Și pe
Părăsăritul ăsta frumos. Uitați cum se vede balta. Ce sunete avem acolo, ai auzit? Cântăm. Mă rog. Am intrat un puiet de ăsta. Nu este un record, bineînțeles, dar... pentru timerul nostru aici. Oh. 2.64. Opa, 2.64. 4.64, știți regula, da? Nu... așa. Nu pot să-i dau drumul cu singură mână, așa că... ia uite, bă, ceat. M-a intrat unul. 5 minute după. Ia uite-l. S-a rupt ăsta, mă, capul la plumb. Te ține ăsta. Doamne. A ieșit din ăsta, mă, uite. A, ok, care acoperă ăla. Plumbi. Faceți, bă, plumbi mai bine. Uite. Și la bine mântura. Am crezut că am agățat ceva. Acum am luat asta. E de subt. Cu litcul. Stai să nu-l lași aici. Că trece lumea. Imediat îl cântărim pe ăsta. Asta s-a desfăcut. Mai avem una singură băgată. Asta are 3 kiloase. Că e grăsan. E baban. -2 kg slingul 3.53 3,5 kg. Îl dăm cu ruj și am dat drum. Așa. După ce l-am dat cu ruj, eu mă stropește și dau drumul din mânuțul ăsta. Poate îmi face vreo surpriză de urât. Buldubuc! La el acasă, tata s-a dus. Mamă, cât de caldă e apa! Are 25 de grade ca popa. Poate chiar 27. Ați putut vedea o nouă captură marca Conacu pe lacul Tâncăbești 2. Din păcate nu ne batem recordul, însă pescuim frumos în natură. Folosiți produsele Conacu Fishing. Good morning, neighbors! E vineri. Dar nu mai e vineri dimineață, că am zis că mă trezesc și eu la un 9-10, dar ce vezi să te trezești? Am căzut pe front spre 12. Mai apucăm vreo 3-4 ore. Am vorbit cu fratele Uțaru să vinem să mă lea pe la 5. Mergem să ne bem și noi o cafea. Așa pe linișteală. Boschi ăsta, după ce că l-am lăsat să doarmă aseară,
dimineața m-a lăsat să scot doi pești singur. Bă, nu, neam nu s-a clintit, mă. A auzit stația aia, l-am văzut cum a deschis ochii, s-a uitat la mine, a zis... Și de mulțumire m-a lăsat să dorm până la 11:30. Că dormeam frumos. Ăștia micii trebuie luați din fașă. Să vedem cine era la recepție aici, că am impresia că e găbițul nostru, dar dă-i cu apă. Aoleu! Unde e Gabi? E pe aici? Unde e plecat aseară? Muncă. La muncă? Mai rușină se lași. Mamă, ce e ăsta, mă, bancomatul ăsta? Este ora vineri. Ziua 12:30. Și mai avem câteva ore până să vină Uțanul să ne ia de pe baltă. Așa că o să mai băgăm niște beaguri, doar pentru activitate și pentru voi. Să mai intre niște ciortan, niște crăpșcan, ce-o intra. Vine și perioada aia când trebuie să strângi de pe baltă. N-avem ce face. Pește s-a prins, nu s-a prins ce voiam noi. Cam puțin tel, mă, frate. Dar până la urmă, aia e. Adă beagul. Cât dă și aici? 2 mai sunt, da? Da, știu pe aia. Și mai și de aia dai 3. Da, știu. Am păstrat de zile negre cu ei, dar ne întoarcem cu ei acasă. O pui acolo, așa cum sunt alea și mi-a dus pe următoare. Aș dormă vrădus care dimineață nu s-a mai trezit neam la pește. Am dat eu cu o singură mână, am văzut. Ai, papito. Cu spatele. Cu spatele se luna, așa. Trebuie să-mi iau niște chestii în plus pentru următoarea partidă, ce-a dat. Momentan, suntem bine. Dacă vedeți ce am pus, ce e răsărit, am prins dimineață, mori. Te uiți pe vlog. Ne aruncăm și sperăm că mai scoatem oricum. Eu zic că mai scoatem 4 pești pe puțin, începând din acest moment până la final de partidă. Final de partidă care se apropie repede, vezi vârf. E bine. Și acum stăm pe ceasul 12 și 13 minute. Să vedem la cât vine primul pește. Ciortăneală, nu contează. 12 și 13 am pus astea, e 12:33 și am avut prima trăsătură, la prima din stânga de aici. Hai să stăm un minut așa cu camera. Să vedem ce se întâmplă. Aha. Aha. Exact ce spuneam. E nenorocire begul ăsta. Dacă vrei activitate, da, nu poți face selecții să iei pești mari.
A adus un automat și a plecat să ia niște... Trag și un pic de el, care-i sătulul, dar... A plecat să ia o cafea, să ducă până la baie. Dă din cap, pui de crap. Alegrați, la balați, ce-ați alegrați? Ce v-am zis, de jumătate de oră și am luat pește. Asta se întreagă niciunul de aici. Următorul vlog, dacă îl doriți, o să-l fac cât pește prinde 12 ore la begurile astea nenorocire. Tot o oglindă. Tot o oglindă toată. Ia uite. Opa! De data asta o să iau tara la final, încep să iau tara la sling. Ia uite ce oglindă frumoasă. Ce faci, mă, frumos, mă? Obaș. Ce faci, mă, frumosule? Apaș. Oh. A ce intam la critic cum e echilibrat? Stau pe la 3 kg să învârtesc ăsta. Să simt niște un pic. Opa, așa. Ele, bloții, nu pot bloții. Acum. Eu am pus la 2 kg slingul. Hai că fac și o combinație. Că e mic ăsta. Poate pot să fac și așa mare. Hai zic. Cât avem? 3,04 kg. Deci a început slingul să aibă 1,5 kg. Și ud. N-are nimic ca. Păi l-am pus la 2 kg. Să nu fim pescari mincinoși. Asta mă cătește. Eu schimb bag-ul la primul, după ce am făcut un TikTok de 2 minute și a început să trag asta din dreapta. Exact ca ieri, pe bag-uri, la ora 12. Strâns, a venit, a stat aici, aruncare simplă aproape. Așa, hai să mergem niște apă cu ăsta, Nico. Tași că a venit lăduțul. Hai să vreau să zic, hai să fac o poză. Auto. Ia-i. Ce faci? Oh. Canahu. Canahu. Am mai luat un crap. Da, da. Faci poză cu el? Uite aici. L-am aici. Am mai dat apă. Am schimbat și bag-ul.
Ce ești de la? Merge. Păi da. Iau și sus. Așa că dau și cu asta. Stai așa. În picioare băiatul meu. În picioare băiatul meu. Pe păi nu mă tu în picioare, el... Așa vrei. Adică uite așa băiatul meu. Aha. Da. Și bagă-i mâinile de desubt cum te-am învățat. Da. Hai, hai. Așa. Vrei. Bagă-l acolo. Te-am băgut botezul băiatul meu. Cum ești tu aici, cum trage peștele? Dar când ești tu, trage și mai tare. Hai să-l... Hai să-i dăm drumul ăsta. Să-i dau niște de-asta. Du-te! Când mai prindem un pește, adu-mi aminte să fac TikTok-ul ăla cu eliberare corectă. Da. Încă un drill, în jur de ora 14, înainte cu o oră jumate, două să strângem. Nu vreau să te duci peste aia. Am tras mai cate. Lalo, lalo, lai. Uite așa, ce nu vrei să ai. Ăsta micu fentează miciocul, ascultați-mă ce vă zic eu. Deci ăsta micu dă nu fentează el miciocul. Ce ai mă, cu o mână șutez, cu o mână dau gol eu. Totul stă din frână, băieți. Ce dracu mă vă povestesc eu? Bă, ce paste am mâncat? Mă mai la mare pește mare, mă, dar cu cine dracu stai eu de vorbă? Galatasaray. Hagi, Hagi, Hagi. E, nu te băga sub aia. De ce faci așa? Ne-a fost vorba că ești cu minte. Te bagi sub alea la alte ca să le iau pe alea alte după mine. Yeah, boy. Hai băiatul meu, că se poate să alergi și tu. La ultima captura zilei să aleargă și el. Am eu camera dată drumul. Uite. Doamne, mi-l-ai dat mie, doamne, pupațe. Nu, nimic. Bă, frate, fii atent. Ia catarul ăla mare de acolo și aruncă-l în apă. Cu ce poți să mă ajuți, bă, băiat? Păi de ăsta știam, dar altceva. Ma. Altceva? Dă-mi o palmă după ceafă, nu știu. Oho, că e aici da, și-a da. Să-l obosim un pic, așa. Crap. Da, mă, da. Mamă, e mai frumos și el ăsta. Ia vezi. Sub el, bagă-l sub el. Așa, hop. Hop, sarmala. Și via așa. Așa, băiatul meu, hai. Ia să te văd, ia, hai, hai, hai. Hai cu tupeu. Îl ia și acolo. Îl scot eu din guriță
Adu apă repede, să-i dăm cu apă. Pe mijloc în buza de jos, da? Ah. Așa, bun. Acum, îi dai o daia de apă. Stai așa un pic. Și mai dai una. Hop, hop, hop. Mă, n-ai ce să-i faci. Deci ceat, să știți, îl punem în 3,5 kg, chiar dacă era mai baban, pentru counterul final. La câte kilograme de pește s-a prins pe toată partida. Că recordul văd că nu-l batem. Ce faci, Vladul? Și Manu a stat la final, trebuie să o desfac un pic, a intrat... Da. A intrat smârcâz. Ce faci, bă, să faci scufundări cu peștele? Da. Da, așa, bă. Gata, gata. Lasă-mă un pic așa, bă, scufundat, ca să-și devină așa. Bă, băieți, a venit momentul pe care nu cred că l-așteaptă niciun pescar. Să plecăm de pe balta, a venit Uțanu să ne ia. Ce faci, Juțică? Bine. Când mai vii tu la o partidă, că... Uf. 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 Mergem acasica și am petrecut cred că 72 de ore, nu știu cât a fost. E momentul să mergem acasă. Mulțumim mult de vizionare. Dacă vreți să mergem și pe alte lacuri, să ne spuneți în comentarii acolo, să ne dați nou un like, subscribe, comentariu, follow pe Instagram. E important pentru noi. Și dacă vreți să încercați begurile, în descriere găsiți Instagramul lui Dănuț, scrieți acolo și vorbiți cu el. Lacul Tâncăbești 2 a fost lacul pe care am fost. Numai bine, sănătate, vă salută, fratele. Ciao.